Incident nefericit chiar în prima zi de Crăciun pentru un cunoscut cântăreț de muzică populară. Iura Țiple s-a răsturnat cu mașina într-un șanț în timp ce mergea la biserică. Artistul a povestit într-un interviu pentru Star Popular cum s-a petrecut evenimentul. Primei zile de Crăciun, cântărețul Iura Țiple se grăbea să ajungă la Mitropolia din Târgoviște, acolo unde trebuia să cânte la liturghie. Din cauza poleiului de pe carosabil, mașina s-a răsturnat într-un șanț. Eu mi-asum, este și vina mea că probabil inconștient fiind în dimineața zilei de 25 decembrie, deci era ziua de Crăciun, când am ieșit din curte, nu mi-am dat seama, nu am conștientizat fiind atât de dimineață că este polei și este atât de un grad atât de ridicat de polei pe șosea. S-a întâmplat chiar la ieșirea de la noi din comună, chiar într-o curbă am făcut stânga și acolo efectiv frânele au cedat, deci au cedat, pur și simplu mașina, cauciucurile au patinat direct în șanț. Sătenii din comuna Mărcești au sărit să-l ajute imediat după nefericitul eveniment. Eu nu aș fi reușit fără ajutorul oamenilor de la mine din localitate, imediat au adus tractorul și m-au tras de acolo din șanț, însă nu am pornit motorul pentru că mi-era frica. Pornit la prima cheie ca să pot să mișc volanul și atât, pentru că este un pericol. Am văzut că e radiatorul spart, mi-au zis toți, atenție, nu pornim motorul. Din fericire, starea de sănătate a artistului este una bună. Iura Țiple a declarat pentru Star Popular că Dumnezeu l-a ajutat să nu i se întâmple ceva mai rău. Eu cred că am avut un înger pozitor și nu știu de ce am așa un simț, un al șaselea simț al meu, că probabil dacă mergeam mai departe, o pățeam mai rău. Pentru că eu nu eram conștient de poleiul de pe șosea, eu nu eram conștient. Eram probabil foarte atent să ajung cât mai repede la biserică. Cred eu că Dumnezeu m-a scutit de ceva mai rău în ziua de Crăciun.